Bun. Pentru peisaj avem nevoie de ce avem nevoie? Avem nevoie de talent. Avem nevoie de moment de inspirație, avem nevoie de tot ceea ce înseamnă materiale de lucru. Eu am să fac un tablou foarte frumos pe care cu care, dacă vreți, uite, vă pot spune acum, mă prezint, dacă vreți, la expoziția de acolo, am portretul meu care lucrez la el și, uite, peisajul ăsta o să-l fac și mă prezint cu el la expoziție ca să spuneți că nu vin și eu cu ceva, nu? Expoziția este pe 17 pe 18 luna asta, adică sâmbătă și duminică, da? Sâmbătă asta care vine, duminica asta care vine. Și vom expune acolo la pe strada Mihai Eminescu 138, vom expune lucrările noastre. Pentru cei care sunt din București e mai ușor. 138 este lângă Teatrul Metropolis, pe Eminescu 138, este clădirea aceea roșie. Azi am pus eu acolo o poză cu ea, cu acea poză pe Facebook. Da? Ok. Bun. Hai să facem să fie frumos ceva. Am spus că cu tabloul ăsta o să mă prezint și eu la expoziție, deja trebuie să fie unul bun. Da? O să-l fac în așa fel încât v-am zis, pictăm în acrilic, da? Acrilic pe pânză. Hai să pictăm așa mai cu viteză. Ridicăm puțin. Aici o să vină o apă, ceva, vom face o apă. Până una alta lăsăm să se usuce, da? Această apă. Ah, ia să vedem de cu pensula asta murdară dacă pot să obțin un efect. Se vede sus, se vede. Sunt culorile astea. Astea sunt culorile reale. În sfârșit am mers și telefonul pe... Ea avea o setare acolo, nu știu ce de unde și cum, dar e grea acea setare care îi deranja. Se mai pun puțin galbe. Să-l murdăresc pe cer, să nu pară un cer chiar curat alb. Mai punem galben. Așa, și acum voi pune apă și amestec toată asta, o întind pe suprafață. Asigurăm și marginile foarte bine. Distribuiți, vă rog frumos, cine vrea să distribuie și cine poate, pentru că nu toată lumea poate. Nu toată lumea poate pentru că e complicat pentru unii să apese pe butonul ăla. Distribui, știi, să mai iasă de pe pagină, să intre din nou, e complicat. Și prefer lumea să se acomodă și să stea să vadă ce pictăm. Vă dați seama că pentru mine ar fi fost frumos să distribuiți un număr cât mai mare, nu să stați comozi, dar asta e acum ce vezi. Și eu dacă stăteam comod la rândul meu, nu mai vedeați nici dumneavoastră ce pictam. Și tot așa, dumneavoastră m-ați văzut datorită faptului că cineva a îndrăznit să apese pe acele butoane și să facă distribuire. Și uite așa, ne-am cunoscut. Lăsăm să se usuce. De uscat se usucă relativ repede pentru că e pe bază de apă. Distribuit, da, mulțumesc doamna Liliana Șerbănescu. E pe bază de apă, acrilicul se usucă relativ repede, în câteva minute începe procesul de uscare, adică în 2-3 minute se evaporă inițial apa din culori și după aia și el începe să se usuce în 5 minute, e cam pe acolo uscarea. De bine, acum cât de gros, dacă lucrăm numai cu vopsea direct din tub, se va usca cumva puțin mai greu decât dacă am lucrat cu apă și cu apă. Bun, hai să mai încercăm să ducem puțin, e cam la jumătate partea asta și nu prea îmi place mie și atunci o să cobor puțin mai jos, să nu fie la jumătatea pânzii orizontul ăsta, știți? Ori mai urcăm, ori mai... Posibil să-l mai urcăm mai bine decât să-l coborâm, mai bine îl urcăm. Să fie pe jumătatea de altă de sus, ea. Așa. Un așa zis orizont. E galben, verde, alb. Da. Aici o să mai punem niște galben și un alb cu verde mai pronunțat puțin. Aș vrea zona asta de aici. Oricum, peste astea vor veni alte culori. Asta este prima culoare.
Da? Numai aici e greu de pictat strat în strat, sau să spunem că ne folosim de culoarea de suport pentru a fi amestecate ca în ulei, dar avem ceva abilități, încă mai rămân ceva abilități, spun așa, pentru că legate de tehnica uleiului și a acrilicului, dacă le putem uni așa, să spunem, nu prin faptul că trebuie să amestecăm acrilicul cu uleiul, ci doar prin faptul că le putem încă combina pentru un minut, două, încă le mai putem combina pe aceste culori în strat în strat, știți? Încă le mai putem combina. Ca să ajungeți la performanța asta, trebuie să lucrați foarte mult să le poți combina într-un proces de combinare, pentru că e foarte rapidă uscarea și nu apucați să le combinați, că deja începe să usuce culorile. Acum depinde și de suportul pe care pictați. Dacă suportul absorbe imediat apa din culori, aproape că e greu sau aproape imposibil să le și amestecăm pe paletă, pe tablou, da, să spunem așa, mai complicat. Ia să vedem ce tablou putem face noi în câteva minute, un tablou așa frumos. Nu am ramă la el. Acum mi-am dat seama că e o dimensiune prea mare și nu am ramă. Ultima ramă a fost la florile alea, pe dimensiunile astea. Dar nu-i nimic. Așa, e un verde cu puțin roșu, ca să nu pară verdele ăsta prea crud față de celălalt. Dar oricum astea sunt primele mâini, așa că o să mai vină peste ele amestecate culori. Așa, aici mai punem culoare puțin ca să... Cred că ar trebui să mă duc și cu apa asta puțin mai încoace, că e prea... Să mă duc puțin mai încoace. O să mai deschid puțin, că deja a început să se usuce, sau chiar s-a și uscat o parte din culori, s-au și uscat astea unde erau mai subțiri, s-au și uscat deja. Probabil că din când în când o să mai folosesc și cuțitul la crearea unor efecte pe pânză. Asta spui final, cuțitul, e un proces destul de complex folosirea, adică să pictezi în cuțit e destul de complex, ține de o experiență foarte vastă în pictură și pictura, adică să pictezi în acele cuțite, da? Să pictezi în ulei sau în acrilic e complicat, pentru că trebuie să știi ce înseamnă cantitatea de culoare, procesul de execuție, trebuie să ai deja o tehnică de execuție pentru a putea picta în cuțit. Deci nu se poate picta în cuțit dacă nu ai o tehnică bine stabilită, bine, da? E greu. Bun, mai lăsăm puțin să mai usuce și aici iarăși albastru ăsta. Vedeți că aici pot să dau încă deja cu albastru peste verde, asta înseamnă că deja s-a și uscat aici. Bine că aici am pus primele culori. Eu mi le pun pe culori în așa fel încât știu unde încep să se usuce, s-au uscat, și pun iarăși culori peste cele care s-au uscat. Astea știind că încă nu sunt uscate, mă duc acolo, cobor în partea asta. Deci, înțelegeți? Fac niște mișcări așa controlate. Par cumva că nu sunt... niște mișcări controlate, dar sunt foarte controlate de mine, pentru că știu unde le-am pus pe culori ca să se usuce, cât timp îmi iau acele culori pentru a se usca. Da? Și de aceea pare că pictez ușor, pentru că pictez tehnic și știu procesul de execuție. De aceea vă spun că cel mai important este, evident, talentul este unul din factorii primordiali în a executa o lucrare, dar talentul nu poate fi exprimat dacă nu avem tehnica cu care să putem lucra. Și ne trebuie o tehnică de execuție. După ce învățăm tehnica de execuție, după ce învățăm tehnica, putem să executăm. Aș fi putut să mă folosesc de acest roșu, e cam târziu să mă mai folosesc de acest portocaliu și puteam obține niște efecte minunate dacă mă foloseam de el, eram chiar mai deștept. Nu am știut să mă folosesc de acest portocaliu, am făcut abstracții. Trebuia să mă folosesc de el și mișa o lucrare superbă. Acum nu înseamnă că dacă nu m-am folosit de acel portocaliu, nu va ieși o lucrare superbă. Și trebuie să facem în așa fel încât să compensăm cumva lipsa portocaliului și să aducem noi ceva în plus prin ceea ce pictăm, prin ceea ce facem.
Deci pictezi în acrilic pe un suport de pânză tratată cu pastă de volum, ceea ce nu prea recomand eu pasta de volum. E o pânză mai veche tratată de anul trecut, nu mai știu de când este tratată această pânză cu pastă de volum. Acum, astăzi, nu mai fac astfel de lucruri. Nu că nu ar fi indicat, eu chiar vă indic că vouă să faceți lucrul ăsta, să puneți la... Eu zic că trebuie să vă puneți și imaginarul în mișcare, pentru că degeaba vă spun eu, sau oricare va spune toți pașii de urmat, e complicat, pentru că nu o să fim acolo cu dumneavoastră, cei care vă învățăm ce trebuie să faceți zi de zi, moment de moment, ca voi să urmați acei pași. Până la urmă pleacă totul, v-am spus, instinctiv. Eu nu sunt decât un stimul pentru dumneavoastră, pentru mulți dintre dumneavoastră, sunt doar un stimul. Până la urmă, voi pictați, nu eu. Eu doar vă susțin cumva într-un fel sau altul, într-o cauză a realizării dumneavoastră a unor lucrări. Da. Am văzut puțin violet în încercarea de a face ceva modificări aici ca și umbră, să vedem dacă violetul ăsta se comportă, pentru că l-am folosit pe aici. E un violet cu albastru și puțin negru. Eu să știți că pun culorile pe palmă, voi nu aveți de unde să știți. Mulțumesc în mod deosebit celor care reușesc să facă efortul de a distribui, pentru că nu este un nu e ușor pentru multă lume să facă acest gest. Și de aceea vreau în mod deosebit să le mulțumesc celor care au făcut acest gest de a distribui și de a face cunoscut și altora ceea ce facem noi aici. Vă să încercăm cumva să nu știrbim zona asta, nu știu cât voi reuși, pentru că va trebui cumva să mai fac ceva pe aici, să echilibrez compoziția, nu poate fi decât vorba de niște copaci aici, în prim plan, o să fac un am pus un verde de China și nu-mi place și mereu murdăresc culorile cu acel verde de China. Și o să încerc cumva să scăp de acel verde de China de pe paletă. O să pun în prima fază o culoare, nu are importanță culoarea prea mult, pentru că are importanță prin faptul că vreau să se închidă zona unde vreau eu să vin acel copac. Da? Un copac mai lung, așa, o chestie, o ciudățenie. O să puțin să se usuce după aia, în 10 minute voi reveni pe copaci ăștia. Ar fi trebuit să fie copace mai sus, probabil, puțin să-i fac mai sus, nu știu, vedem ce și cum iese din toată treaba asta. Așa. Mai facem aici încă un puișor micuț de copac, ceva, să nu pare doar un simplu copăcel. Pe aici va veni și umbra de la acest copac. Ok. Lăsăm puțin să se usuce, pentru că chiar dacă aș mai pune culoarea acum, nu se usucă pentru că e deja foarte groasă culoarea și nu are timp să se usuce fiind culoarea groasă. Se usucă, dar se usucă mai greu și nu se usucă în momentul în care îmi trebuie mie acum, în momentul de față. Bun, am luat iar niște verde de China din asta, spurcăciune din asta de verde de China. Nu l-am folosit în pictură cam niciodată pe această culoare, nuanță verde de China. Acum încerc să folosesc culoarea asta să scăp de pe paletă ce am pus acolo. Și să intre la meste cu celelalte culori, va intra într-o combinație, să spunem așa. Aici va trebui să facem un cumva cu negru. O să venim așa cu un negru. O să facem un fel de pictură în stil american, așa. Nu că nu se poartă la noi, da? Dar nu că nu se poartă orice, ar trebui să fim deschiși către tot ce înseamnă frumosul. Frumosul poate fi... Bine, dar nu trebuie să cădem în frumosul la un punct negru pe o pânză albă și considerată pictură. Nici acolo nu ar trebui să ajungem, pentru că e dezastruos dacă s-a ajuns la așa ceva. Voi mai interveni pe cer, evident, voi interveni pe toate suprafețele unde trebuie pictat. Acum aici partea asta ar trebui puțin să o mai închid. Cred că o să mai închid cu vopseaua asta care deja o am pe pensulă, voi să încerc cumva să mai închid din treaba asta, ca mai apoi să mai vină alte culori peste și tot timpul amestecurile astea vor fi permanente, să spunem așa, până când cred eu că lucrarea va avea cât de cât o finalitate, pentru că o final la unei lucrări nu există. Un pictor se poate întoarce pe lucrarea lui, tot restul vieții poate interveni la o lucrare. Da. Dovada cea mai vie ar fi Leonardo da Vinci, care a încercat să se pare că a și reușit
să lucreze la Gioconda pentru a realiza o lucrare desăvârșită și terminată, să spunem așa. Bun. A, mai punem culori, că avem destule culori. Îmi place verdele ăsta, e foarte frumos, pare așa o chestie, un verde mai crud. Chiar pare, chiar este un verde mai crud. Ah, voi nu vedeți toată lucrarea, I'm sorry. Trebuie să dăm așa, mai încoace puțin, să se vadă toată lucrarea. Aia acum cred că se vede, da? Cât de cât, cam toată lucrarea. Cam pe aici așa, bine, mai e puțin încolo, dar o să dăm. O să mai mișcăm noi așa puțin, din când în când pe cameră. Bun, mai punem culori pe aici. O să încercăm să acoperim suprafețe cât mai vaste de pânză. Aici ar trebui să fie niște vegetație prin apă, știți? Din când în când să existe niște vegetație. Să mai schimbăm puțin pensula. Luăm altă pensulă. Asta o lăsăm de verdele la. Așa mai câștigăm și timp dacă o lăsăm. Folosesc tot cârpe de bumbăcel albe. Numai că folosesc picteză în apă, nu picteză, adică în acrilic și sunt pe bază de apă. Dar să știți că în mare practică am tot acolo să treaba. Poți să clătăcești în borcan, să speli pensula, dar există riscul să schimbi apa din 5 minute sau dacă nu, să-ți iei un bidon așa mai mare, nu un borcan, ci să-ți iei un lighean mare, de 20 g de apă și să le speli acolo. Și atunci nu vă mai trebuie atât de multe cârpe să ai în jurul tău. Da. Vom puncta așa niște zone de interes ca să pară că vin malurile pe aici, da? Reducem și așa puțin interior pe aici. M-aș feri de zone care să fie remarcabile în mod special ceva, să fie remarcabil în mod special. De exemplu, violetul ăsta aici, într-adevăr, este foarte violent, violetul, sună bine, da. Și o să mai îmblânzesc puțin această umbră, pentru că posibilitatea în acrilic este foarte mare vis-a-vis de ulei, unde uleiul este foarte rigid și nu poate suporta modificările pe care le suportă acrilicul într-un timp atât de scurt. Recomand cele mai multe ori, am spus recomand acrilicul pentru cei care vor să înceapă să se apuce de pictat sau vor să picteze. Recomand acrilicul pentru că se poate modifica, de când dacă ai greșit ceva sau vrei să pui culoare peste acel suport, poți pune ușor peste 2-3 minute, depinde, 5 minute, depinde de cât de gros este pictat. Deci, prin urmare, eu recomand acrilicul, dacă mai apoi vreți ca acest acrilic să fie transpus în ulei, e foarte ușor, procesul nu e deloc complex, este același lucru ca și cum ai picta peste o pânză tratată din magazin, cumpărată din magazin, pentru că e bazată tot pe tratamentul acrilic. Să ne mai ducem imediat și pe partea aia de sus. Ne mai jucăm așa puțin, mai creăm niște efecte, pentru că, până la urmă, a picta înseamnă a te relaxa, înseamnă să știi să te joci, o relaxare și o relaxare jucându-te, chiar dacă de cele mai multe ori nu ne pot ieși lucrări a la prima, eu zic că bine ar fi să nici nu ne iasă a la prima, să ne iasă ceva mai târziu ori, pentru că așa putem și noi să ne dăm seama că putem face sau nu putem face anumite lucruri, știți? De cele mai multe ori întâmplarea și hazardul și fac ca lucrurile să ne iasă din prima și de-aia am spus să nu vă mulțumiți cu ceea ce vă iese din prima, pentru că din prima poate fi o întâmplare. Din a doua, hai să spunem, de-aia am și spus la numărul de lucrări că mai bine ar fi să avem de la 2-3 lucrări în sus la expoziție decât una. Prin 2-3-4 lucrări deja putem vedea cine suntem noi ca și pictori. Am pus culoarea aia acolo, s-a și uscat, în mare parte văd că e uscat, adică se poate aplica pe deasupra altă culoare. Aș fi putut și pot aplica straturi de culoare, nuanțe diferite, așa cum simt eu să le pun pe aceste culori. În schimb, vreau să vă pictez într-un fel în care
să puteți și dumneavoastră realiza mai mult sau mai puțin din ceea ce fac eu aici, uitându-vă la aceste videoclipuri și să țineți cont de ce vedeți prin a... vă spun că aceste videoclipuri, să știți că eu le fac, eu încep cursurile online, unde nu o să mai pot ține astfel de cursuri, dar le voi mai face datorită magazinului mustache.ro, pentru care trebuie să le mulțumiți, să le mulțumim în mod deosebit, pentru că ei sponsorizează astfel de lucruri. Eu sunt preocupat acum de online-ul meu, voi fi ocupat și preocupat de online-ul meu, dar pentru că cei de la Mustache ne oferă posibilitatea de a picta cu culorile lor, pentru că e vorba să nu uităm de culorile Vallejo, da? Astea sunt acrilice cu care pictez eu, da? Sunt cele mai ieftine, cele mai profesionale culori și cele mai ieftine la ora actuală pe piață. Magazinul se cheamă mustache.ro, mustăciosul în românește, așa, mustache.ro este magazin de culori online, de vopseluri, pensule, acolo puteți găsi orice materiale de pictat. Puteți găsi pe acest site. Bine, ei mai au magazine și în București, și în Târgu Mureș. O să vorbim și despre... Vedeți, hai să vă explic puțin niște lucruri pe care cred că ar trebui să le știți. Am pus un albastru, vedeți albastrul ăla de acolo de sus. Vin acum cu un alb murdar. Dacă e un alb murdar, ăsta este albul pe care îl folosesc eu. E un alb murdar, vedeți? Nu e un alb, e un alb spre cremă, așa. Nu trebuie, pentru că pictăm în acrilic, putem executa în acrilic în diverse moduri de execuție. Putem crea o lucrare, o putem crea pe lucrare, adică nu e vorba de o reproducere, nu e vorba de o interpretare, nu e vorba de o copie, e vorba de creație, da? Pentru că putem fi și executanți și atunci este foarte bine când ești și executant, da? Execuți până înveți. De aia se spune, a executa înseamnă că te iei după ceva și te ghidezi după ceva până începi să înveți. Da? Și atunci ești executant. Trebuie să fii și executant, pentru că dintr-aia, dacă execuți la comandă, mai câștigi și bani. Dacă pictezi și faci din plăcere, câștigi și bani, dacă câștigi mai puțin față de cei care execută la comandă lucrări. Bun, ce vreau să vă spun? Deci am pus peste acest albastru, vin cu un alb puțin mai murdar, vedeți, dar finalitatea lui nu trebuie să fie una estompată, ci finalitatea lui va trebui să fie una cumva mai rigidă, mai plastică, unde culorile se taie între ele. Și aici tot așa va trebui să fie. Nu va trebui să fie o finalitate estompată, genul, știți, hai să ducem să facem nori estompați, cum i-a făcut pe aici. Nu, nu trebuie să este lucrul ăsta, deci trebuie să tăiem cumva, să facem într-un fel în care pictura noastră pare o pictură impresionistă, să pară dintr-o să-l putem orienta către un curent artistic, lucrarea. De cele mai multe ori trebuie să aveți în vedere lucrarea dumneavoastră trebuie să capete un curent artistic. Da? Ea trebuie orientată către ceva, îndreptată către ceva, pentru ca pe viitor lucrarea dumneavoastră să prindă și ea valoarea artistică, da? Ea prinde valoare sentimentală din momentul în care vă apreciază prietenii dumneavoastră, sunteți mulțumiți de realizarea unei lucrări, tăcă, da? O participare într-o expoziție de grup sau individual, da? E ok. Da, după aceea, ca lucrarea dumneavoastră să prindă cu adevărat valoarea artistică este din momentul în care lucrarea dumneavoastră este orientată către un curent artistic. Uite, acum vin cu alb. Puteam să pun și cele două culori, puteau fi ușor orientate albul peste acel albastru. E ultima ședință video în care vă vorbesc, după care n-am să mai vorbesc, o să fie ședințe video, dar nu o să mai fie explicite decât pentru că este absolut normal. Fac cursurile online de pictură, ați văzut acolo. E și normal să supraviețuim și noi, da? Nu mai are rost întrebările și nici nu trebuie să mă... Deci, vin peste... Ați văzut cumva trei degradeuri, pentru că vreau să prind trei niveluri de nori, da? Nu nori din depărtare, cei de aici care sunt puțin nori cenușiu, așa puțin mai închis la culoare, da? Și unul de aici care este foarte tare alb, da?
Putem face cumva în așa fel încât execuția din pensulă să fie una în acrilic, când pictăm, că vorbesc acum de acrilic. Se poate picta și în ulei, în tehnica asta, cam tot la fel se poate picta și în ulei. Să fie una în care noi să știm să învârtim pensula pe toate laturile și culoarea de pe pensulă să se elibereze controlat. Pictorul trebuie să elibereze culoarea controlat. Adică nu putem da așa pur și simplu ala-ndala și să credem că ne iese mare lucru. Bun, ne jucăm ala-ndala până învățăm că lucrurile pot fi controlate. După ce am învățat că lucrurile pot fi controlate, până am învățat că lucrurile pot fi controlate, trebuie să ne jucăm. De-aia vă spun mereu, jucați-vă, da? Doar așa puteți să vă descoperiți, jucându-vă. Fiind prea rigizi cu dumneavoastră, dacă sunteți rigizi din ceea ce faceți, și de obicei avem tendința de a face lucrurile cu seriozitate încă de la început, trebuie să vă spun de pe acum că sunteți sortiți eșecului, pentru că arta nu este ceva care se țină de rigiditate. A te manifesta rigid înseamnă că ai o problemă dacă te manifesti rigid. Au fost situații, momente în istoria artei când un artist a putut exprima mai rigid decât ceilalți. Au fost niște exemple așa, oaia albă sau oaia neagră, cum se spune, adică unul care într-adevăr a ieșit din... Dar arta e ceva ce trebuie să vină din interior, printr-o sensibilitate exprimată de voi în actul creativ. Ori lucrurile astea, oamenii privitori care sunt puși în ipostaza de a vă admira o lucrare, trebuie să înțeleagă foarte ușor că ce ați făcut voi acolo este modul de exprimare al vostru, e un mod de exprimare, e ceva al vostru și privitorul trebuie să înțeleagă lucrul ăsta că e ceva al vostru. Voi vă puteți exprima în felul ăsta și sunteți voi. De multe ori am spus că dacă începi să ai un stil al tău propriu, nu mai e nevoie să te mai semnezi pe lucrare, pentru că de multe ori o spun că nu mai e nevoie, dar de cele mai multe ori o spun că e bine să te semnezi pe o lucrare. De exemplu, faptul că și modestia artistului, a fost o perioadă în România, chiar când se semnau majoritatea picturilor foarte bune, să vedeți dacă mergeți pe muzeele noastre, Muzeul Național, de exemplu, de la București, o să vedeți că majoritatea lucrărilor sunt semnate pe spate cu creionul și foarte, foarte așa neglijent sau foarte nesemnificativ, prin simplu fapt, ei trăiau într-o modestie și vreau să invoce modestia asta și prin manifestare, dar și prin persoana care vrea să fie artistul la vremea respectivă. Eu acum trebuie să vă spun că a fi pe vremurile alea e mai complicat ca în vremurile alea a fi. Astăzi suntem cumva depășiți. Suntem mulți. Trebuie să știm să ne facem și remarcați. Dar nu trebuie nici să batem cu pumnul în piept, să ne batem cu pumnul în piept și să strigăm că eu sunt cel mai bun. Și nici așa nu se poate. Dar nici nu poți sta ascuns în fundul patului, cum zicea Popas. Băi, nu poți să te ascunzi în sub pat și să spui că ești pictor și să ieși numai când crezi tu că nu te rănește nimeni în orgoliu. Nu, domnule, când ești pictor, trebuie să ieși, trebuie să ai curajul să ieși, să te poți exprima, să te poți manifesta și tu ca individ în lumea asta. De aceea am spus că voi face în așa fel încât voi clădi în clubul Lions din București, voi face un club al pictorilor, clubul Lions, clubul pictorilor Lions din România și va fi condus de mine și să dea Dumnezeu să fie un lucru bun, de aceea ne și întâlnim la această expoziție a doua zi, că ținem o ședință în care vom vorbi despre ceea ce înseamnă o comunitate, sunt comunități ale pictorilor, nu mai e nevoie, o să spuneți, de alte comunități, dar o comunitate a noastră, doar a noastră, a celor care pictăm și nu prea reușim de cele mai multe ori să ne facem vizibil. Dar în ultimul timp am văzut o vizibilitate a celor care pictează și vor să expună. Lucrul ăsta mă bucură nespus de tare, pentru că deja devenim și noi, pe lângă voi, o formă mai mult sau mai puțin juridică, o formă viabilă până la urmă în fața publicului, că dacă nu prinzi o formă, degeaba. Tu poți să pictezi, dar nu individual. Dacă stai individual și te apuci să pictezi individual, să par că trăiești într-o lume a ta, nu vei ajunge prea departe. Aici e nevoie de o forță. Trebuie să ne unim cumva, să prindem
să prindem forță, da. Doar așa putem să ne identificăm în fața publicului larg printr-o formă. Adică să ne unim mai mulți pictori și să creăm ceva cu care să putem să fim și noi remarcați. Pentru că individual să fii remarcat este foarte greu. Eu asta vă spun că mi s-a întâmplat mie în 30 și ceva de ani de când pictez. A fi singur, să fii un lup singuratic, e greu, n-ai cum. Trebuie să fii solitar, trebuie să te întâlnești cu alții și să discuți, să faci diferite activități prin care să ne cunoaștem, expune, tabere de pictură, ateliere de creație, da? Astea toate trebuie făcute ca noi să fim. Nu contează că suntem medici, profesori, avem alte meserii, da? Trebuie, dacă vrem cu adevărat să devenim și pictori pe lângă simplu fapt că avem o meserie de bază, putem să facem și lucrul ăsta. Uite, e o chestie foarte mișto aici. Dacă încercați să puneți culoarea de aici aici, o să vedeți că se strică tablou, dispare cromatica, dispare stabilitatea. Acești copaci vor trebui cumva ăsta și ăla, cumva să spargă cumva echilibrul nuanțelor. Adică nuanțele vor trebui să fie într-o explozie aici. E o explozie de culoare. E cumva, dacă aș putea spune diferit de ceea ce v-am spus până acum. Bine, modul de exprimare, modul de execuție, starea de lucru a pictorului, toate astea ne fac pe noi să fim unici în felul nostru. Deci astea ți aduc cumva, eu încerc să mă și concentrez pe ceea ce pictez și începe să fie de ce în ce mai greu, pentru că ține acum de o concentrare mai atentă, să spunem așa, ghilimele de rigoare, mai atentă, că concentrarea este permanentă. Folosesc niște violet, albastru și, atenție, și negru pentru a ține aceste culori care ele, la un moment dat, după uscare, o să vedeți că aceste culori se mai face scrie pentru cursul din 20 septembrie, dar sigur că da. Pentru cursul din 20 septembrie, cursul online, sigur că da. Dar n-ați văzut încă mai fac scrie pentru că știți de ce? Mai câștig și eu de acolo niște bănuți, trebuie să recunosc, dar v-am spus, cine dorește chitanță, îi pot da chitanță pe acei bani, deci nu așa. După 3 luni se eliberează un certificat, la 6 luni pentru portretiști se eliberează alt tip de certificat pentru cei care vor să învețe portretul alături de mine, în mediul online. Da? E mai complicat, așa să spunem, că am putea realiza performanțe ridicate, trebuie să fiu și realist cu voi, dar în schimb acolo voi putea vorbi cu voi ce fac într-o ședință video acum cu voi, o ședință video în care eu sunt explicit și țin cursurile online gratis, să spunem așa. Acolo vor fi de două ori pe săptămână aceste cursuri gratis și există și posibilitatea de a comunica între noi, adică putem să ne auzim telefonic, îmi transmiteți lucrările pe WhatsApp, va fi un grup închis pe WhatsApp, unde vom putea expune lucrările, da? nu le mai expunem în Messenger, le expunem în WhatsApp, de data asta facem un grup și le expunem pe WhatsApp. Acolo pe WhatsApp, de ce? Pentru că și pe Messenger le puteau vedea, dar mai bine e vizibil pe WhatsApp, pentru că nu se mai pierde rezoluția așa cum se pierde în Messenger. Sigur că da, se mai pot face înscrie, chiar vă rog cine vrea să mai înscrie. Da, suntem un număr destul de mare acolo. Acum e greu să vă mai spun numărul, cu toate că inițial am spus că o să fim un număr mai mic. Vreau un număr mai mic ca să mă pot mai ușor exprima, să vorbesc cu dumneavoastră. După care am văzut un număr foarte mare de... Am zis că o să-l facem în mai multe... Mă împrăștie pe mai multe etape. Cineva a venit cu o idee de afară genială și a spus, zice, nu mai este. Zice, de ce să vă... Că oricum noi... Cei care vă vedem în mediul online vă știm foarte bine, deja le cunoaștem, zice, stai, faceți în continuare, așa cum ați făcut și până acum, zice. Nu e nevoie să faceți mai multe grupe.
mergeți pe un grup general și acolo voi vorbi pentru unii și pentru alții, că sunt lucruri pe care vrea să le știm și unii și alții, nu neapărat portretiști, numai ce se audă despre peisajistică. Poate nici nu știu că peisajistica ar fi un punct forță pentru ei. Și atunci e ok dacă facem și peisajistică. Da. E altceva modul ăsta de tablou de execuție, v-am spus copacul ăsta trebuie să fie cumva altfel. Deci, marele lucru este pe cei de copaci, contul jurul trebuie exprimat într-un fel, da? Bine, nu e mai vorba de ala, e vorba per total de toate lucrurile pe care le facem aici, cu acest tablou, adică ia să mai punem niște efecte cruci, o să începem cu o pensulă lată în prima fază, să mai facem niște efecte cu o pensulă lată, o să vă spun imediat despre ce este vorba. E vorba de o pensulă de genul ăsta așa, da? Se iau niște culoare. Hai, culoarea trebuie pusă cam pe toate laturile. Și să încercăm să facem un efect de iarbă pe aici. V-am spus, pe final vom face puțin și cu un cuțit. Niște lucruri minunate pe acolo. S-a oprit muzica, dar de ce s-a oprit muzica? S-a finalizat. Mă rog, nu mai contează. Am putea să ne imaginăm un peisaj, pictând un peisaj, putem să ne-l imaginăm. În cazul meu acum, sincer vă spun, îmi-l imaginez. În cazul dumneavoastră, nu v-aș permite să vi-l imaginați de la zero. Nici eu nu l-am imaginat de la zero, pornește de undeva ideea în sine, dar de preferat ar fi în cazul dumneavoastră să aveți un model după care să pictați. Important este să aveți în acel moment perspectiva planurilor și planurile, să vă puteți orienta ca și planuri. Planul 1, 2, 3, să știți că există între planuri și un aer. Va trebui să vorbim despre acest aer, ce înseamnă acest aer în plan. Pentru că chiar dacă poți să pictezi în diverse stiluri, nu asta este important, dar că trebuie să prinzi cumva, uite, vorbind despre ceea ce înseamnă, vedeți, între alea și ăsta, pleacă undeva prin spate, circulă lumina prin spatele acestui copac. Noi va trebui să prindem lucrurile astea. Pictural se pot realiza ușor, da? Dacă trebuie puțin să încercăm să conștientizăm astfel de lucruri. Și am pus puțină culoare deschisă și deja începe cumva lucrurile să se schimbe. El cumva se înțelege că vine el în partea asta și există ceva în planul 2 secundar. Da? Eu spun că, de aceea vă spun că este foarte frumos și bine să nu pictăm, să calculăm, pictăm planul 1, 2, 3, 4, nu, să pictăm pe toți simultan în același timp, da? fără a calcula acele planuri, iar planurile astea vor veni, uite, vezi, mai ales când pictăm în acrilic, iarăși ne întoarcem la acrilic, acrilicul suportă ușor modificări și straturi peste straturi, fără a influența starea ta de spirit, pentru că la ulei, ca să vorbim despre lucrurile astea, nu se pot înfăptui, pentru că îți afectează starea de spirit. Tu, ca să pui culoarea asta peste asta, ori știi să pictezi foarte gros, adică cantitatea de culoare să fie groasă, să poată acoperi ceea ce ai făcut tu, și atunci putem vorbi de lucrul ăsta, ori lăsăm să se treacă o perioadă de 2-3 zile și mai apoi revenim și facem acele modificări. Deci starea de spirit nu mai este aceeași pe care ai avut-o tu în momentul în care ai încercat tu să prinzi ceva. Înțelegeți? De aceea recomand în continuare și spun, acrilicul este foarte bun în prima etapă și îl puteți păstra și ca eboșă. Da? Pictăm, uite, v-am spus, această lucrare poate fi acum în acrilic, după care poate fi ușor transformată în ulei. Da? Avem pe pagina de Facebook, între prietenii noștri și oameni foarte dragi mie, să spunem așa, cu toate că sunteți toți dragi, dar avem oameni pe pagina care sunt cu mine de 4 ani de zile, am văzut acolo. Noi deja ne cunoaștem foarte bine, ne-am și văzut o parte dintre noi. Spun toate lucrurile astea pentru că vin generații noi din urma noastră și se alătură cumva grupului ăstuia de oameni care pictează în mediul ăsta online și văd că numărul crește destul de repede, dat fiind pentru că
Eu am fost tot timpul restricționat de Facebook, știți bine. Văd că numărul lor crește din ce în ce mai mult. Mă bucur că sunt și eu mai cunoscut și nu numai în mediul online am devenit cunoscut, am devenit cunoscut chiar și pe stradă. Vorbim cu oamenii, ne salutăm, e ok. Mulți dintre oameni, cam cei mai mulți oameni, le e greu, pentru că și mie mi-e greu dacă văd o personalitate sau un om pe care îl știu, nu știu, zic și eu, și îl văd la televizor și ți-e greu să spui că, uite, intru și vorbesc cu tine, salut, dai numai din cap, schițezi un gest, dar da, e o stare așa de frumoasă, să zic. Da, nu, e o stare frumoasă. Da, bun. De aici încolo putem să intervenim cu pensiile mai mici, cu o mai multă răbdare decât până acum, pentru că de aici încolo intrăm, dar nu intrăm, atenție, haideți să ne înțelegem, nu e vorba de detalii, nu intrăm în detalii. Nu mă feresc a spune că trebuie să pictăm și în detalii, v-am spus, sunt situații și situații, da? Acolo depinde, când vrei să intri în detalii, înseamnă că abordezi o tehnică care necesită detalii, dar atenție! E o tehnică care necesită și detalii, da? Care necesită și detalii. Dar în mare parte, executantul a crea o lucrare, nu ține mod special, și mă repet, de detalii, de acele detalii. Detaliile sunt lucruri care încă nu ai reușit tu ca artist să ți le exprimi prin modul tău, prin manifestarea ta, prin recunoașterea ta publică, ca și stil, tehnică, cromatică, la la la, etc. Și atunci, pentru că nu poți să te recunoască oamenii decât prin a imita ceva, atenție, nu jignesc pe nimeni, pentru că eu am făcut lucrul ăsta foarte mulți ani, cred că vreo 20 de ani am tot imitat și tot am copiat, până am încercat eu să mă desprind de lucrurile astea, ceea ce n-a fost foarte ușor, nici la ora actuală nu este ușor și nu va fi ușor pentru nimeni. Dar trebuie să vă spun că dacă vă dezlipiți de aceste detalii și încercați să scăpați de acele detalii, detaliile nu e altceva decât atunci când nu știi, nu poți, nu înțelegi și faci exact ce vezi. Ești apreciat de o parte de oameni, ok, uite ce mișto a făcut ăsta, e super talentat, îți va spune multă lume, este super talentat, dar în schimb în lumea adevăraților cumpărători de artă, nu o să fii prea tare apreciat și o să spui, bine bă, da, ăsta de ce este apreciat și eu nu sunt, că eu pictez mai bine ca el, uite ce zice maică-mea, vecinii, prietenii, da, ok, o să spună toți, ești genial, omule, ești pictezi formidabil, dar cu toate astea te vinzi totuși nu prea bine față de ceilalți care se văd mai bine. Ăsta ar fi unul din factori, numai ăsta ar fi unul din factori, da? Că ăla se vinde mai bine ca tine și tu te vinzi mai puțin, ca și bani față de ceilalți. Dar atenție, iarăși, a vinde o lucrare nu înseamnă că dacă astăzi o vin cu 500, mâine nu pot să vând și cu 200 de euro aceeași lucrare, da? Tu trebuie să te uiți ca și cel care vrea să trăiască din treaba asta sau vrea să mai câștige și un ban de treaba asta, trebuie să te uiți și în jurul tău. Ce se întâmplă la nivel de țară, la nivel mondial, poți să-ți permiți să mai ții o lucrare la 500 de euro când de fapt oamenii nu mai investesc în artă? Sau poți să mai cumpere oamenii un tablou? Trebuie să te întrebi de lucrul ăsta. Tu degeaba năzuiești să crezi că poți vinde o lucrare la 1500 de euro, 2000 de euro, dacă puterea de cumpărare a ceea ce înseamnă obiectele de artă scade aproape zilnic, da? E complicat. Sunt oameni care, într-adevăr, investesc în artă, dar nu vor investi în oamenii care pictează pe Facebook, chiar și eu, cum fac eu, deci nu vor investi în astfel de oameni, pentru că există niște taloane, există mulți factori pentru care ei nu vor să cumpere din genul de oameni care postează și pictează în mediul online. Una ar fi cantitatea. Cantitatea de lucrări este foarte importantă. Există și situații în care vând și cantitativ și atunci ăia sunt fericiții care pot face bani din tablouri. Cantitativ însemnând că vine mama, soacra, ginerele, ce mai știu eu care vecină sau vecin și te ajută și într-o noapte poți să scoți 30-50 de lucrări pe noapte și le vinzi la un preț și ok. Și faci niște bani sau faci bani. Sau chiar se poate face bani din treaba asta. Dar cam este indubitabil dacă tu faci treaba asta săptămânal, adică dacă faci treaba asta de 2-3 ori pe săptămână sau de 5 ori sau ce știu eu, zilnic, este indubitabil să nu realizezi
cel puțin de 10-20 de ore aceeași lucru ca într-o săptămână, cel puțin, da? Și atunci te întrebi și, nu, și normal, de ce nu cumpără cineva care ar vrea să cumpere ceva unic? Cum să mai fie unic dacă mai sunt încă 2000 de lucrări ca alea, exact identice încă 2000? Ce valoare ar avea o lucrare făcută de 2000 de ori? Nu? Nu mai are valoare. Dar căutăm și noi să fie cumva, nu unică, dar măcar să fie la un număr mai mic. Deci, până la urmă, contează nici să facem prea multe lucrări, să ne vindem prea mult, pentru că dacă te vinzi prea mult, iarăși nu o să fii apreciat în lumea asta. Deci, contează enorm de mult. Albastru, violet, să mai punem pe aici nițel, să vedem ce o să iasă. V-am spus că lucrez din imaginație, nu există model. Aici am stricat puțin, am pus prea mult și țac, pac, pum, bum. Nu știu cât suntem la ora actuală, mie Facebook-ul nu mai îmi spune nimic, e absolut blocat, totul de la început la mine se blochează, este cât se poate de firesc și normal. Dacă vrea cineva să-mi spună cât suntem, sau mai mulți, dacă vor să scrieți numărul, pentru că numărul, ați văzut numărul că e foarte, foarte, foarte diferit de la urmăritor la altul. Unii spun un număr, alții alt număr, deci nu e nimic coerent în numărul celor care 56, 55, ok, înseamnă că suntem pe acolo. Dacă e așa număr apropiat, înseamnă că e coerent număr. Da, mulțumesc. Uite, aș putea să fac un contujur din jur împrejurul ăstuia, dar numai că devine deja totul prea apăsător și prea evidențiat dacă mai faci și un contujur de jur împrejur și toate alea. Da, ia să mai ștergem puțin pensula asta și să încercăm acum să vedem dacă s-a uscat pe parte. S-a uscat și pensula, e treaba toată. Trebuie să le înmuiem din nou și să încercăm din nou să facem... Da, e ok, e numărul variabil, dar este aproximativ între ele, adică țin un echilibru, nu este o discrepanță între 58 și 158, deci, sau ceva de gen. Bine, pentru expoziția de grup am pregătit-o în trei etape această expoziție de grup, pentru că sunt 68 de pictori care s-au înscris pentru această expoziție, ori eu nu am puterea de a expune 68 de pictori, nici dacă le luam câte o lucrare nu se putea expune 68 de pictori. Bine, la câte o lucrare, hai să spunem că da, încăpeau acolo 68 de pictori. Numărul fiind prea mare, s-a trecut la următoarea mișcare, dacă putem spune așa, adică vor fi împărțite pe trei etape expozițiile. Bine, cu cei care le-am spus că vin acum, sunt deja pe care i-am anunțat, le-am spus să vină pe care i-am anunțat. De fapt, pe ăștia alți care sunt veniți noi în expoziție, le-am spus că vor fi în a doua etapă, în octombrie. Pe la sfârșitul lui octombrie vor face și ei expoziția, cea de-a doua etapă a genului ăsta de expoziție la Clubul Lights București, pe Mihai Eminescu 138. Încep să mă concentrez și pe ceea ce fac, că mi se pare că începe să iasă bine, doar că trebuie puțin atenție acum de momentul ăsta. Și ultima va fi în decembrie, undeva prin jurul Crăciunului, va mai fi încă o expoziție. Acum sunt 40 de pictori care expun. Da, e mult, știu. O să spuneți, wow, da, eu nu mă așteptam. Mă așteptam într-un fel să fie mulți, dar nu așa de mulți. E bun, e bine. Adică ne vom întâlni 40 de pictori la... Prioritatea au avut cei din București, trebuie să recunosc, pentru că am spus, pentru că vreau să fac acest club, Clubul Lines al pictorilor, trebuie să fim cumva ușor de
accesat astfel de oameni. Și dacă sunt din provincie, vă dați seama, e mai complicat. Haideți la ședință, haideți să facem o acțiune, hai să facem o expunere, deja să vină din afară, e complicat. Cu toate astea, tot vor fi câteva persoane din afară care vor fi parte din acest club, pentru că îmi sunt foarte dragi mie și îmi sunt foarte apropiați ca și prieteni, ne-am împrietenit, atunci vor fi și acești oameni parte din acest club, Lions Club Victorilor, pe care îl conduc eu. Și, na, ce să zicem, sunt puțini. Ia teamă că iese bine și ăsta. Iese bine, dar e multă muncă la el ca să iasă și mai bine, este și mai multă muncă. Da, vom picta cumva, eu voi ține ce face, ce vedeți că fac aici, voi face și cu voi la sfârșit. Vom expune lucrările în clubul Lions. Asta era o surpriză pe care n-am vrut să o dezvălui. Nu vreau să o dezvălui public față de cei din mediul virtual care acum ne pot auzi și vedea. Este clar că la sfârșitul a trei luni de era logic și nu cred că mai trebuia să mai spun lucrul ăsta, cei care vor să participe la expoziție, de am și pus cumva celelalte două ediții de expunere a pictorilor din țară, le-am pus într-o manieră în care să nu coincidă cu ce facem noi acum peste trei luni expunerea, o să fie la începutul lui decembrie. Adică la începutul lunii decembrie vom expune cei din mediul online, cei care sunt în grupul de în atelierul de pictură, cursuri online Popa Laurențiu, da? Cursuri online Popa Laurențiu. Vom face o expoziție de grup la începutul lui decembrie în clubul Lions. Aici unde de fapt această clădire minunată am transformat-o noi într-o galerie de artă permanentă unde oamenii pot veni și vedea lucrările în originale a diverselor pictori. O chestie foarte mișto, mi se pare super ok să avem o galerie a noastră, pentru că până la urmă, dacă ai o galerie și te poți învârti în galeria ta cum vrei tu, ești salvat. Dacă să ții la cheremul că vine astăzi nu știu care pictor și n-ai cum să expui, vine nu știu când, nu știu care, nu poți să expui, deja ești cumva la mâna cuiva. Dacă tu ai o galerie și poți expune când vrei, deja lucrurile stau cumva diferit. Ești altfel, stai bine, adică stăm bine în privința asta, evident. A trebuit să mai aduc ceva, niște portocaliu pe aici, pentru că e un verde, e o chestie culoare așa mai așa, ar trebui să puțin să mai intervin cu ceva, cu niște nuanțe. În schimb, am pus atâta culoare, rapid, în timp de tot ce am executat, încât portocaliu ăsta o să se mudărească cu celălalt culoare și o să fac un portocaliu spălăcit. Eu voi încerca să pun acest portocaliu, să fac nuanțele alea pe care aduc că erau frumoase acolo la început și care am spus că trebuia să mă folosesc de acest portocaliu. Numai că acum, dacă aș încerca, eu voi încerca să vedem ce măsură voi și reuși. Am să încerc să le pun acum. Dacă merg, merg. Dacă nu, pentru că mi-e teamă că se vor murdări. Asta este termenul. Se vor murdări. Adică voi intra în combinație cu celelalte culori și nu mi-e chiar ok. Astăzi, de când în când, voi mai folosi și cuțitul, dar cuțitul, ca să-l folosim, trebuie să usce foarte bine celelalte culori și nu cred că s-au uscat. O să încerc niște efecte mici, să vedem în ce măsură voi reuși cu cuțitul. Eu mă bucur nespus de tare de susținerea dumneavoastră în mediul ăsta virtual, pentru că am niște susținători, trebuie să recunosc că dacă nu aș fi avut acești susținători, nu cred că mai făceam aceste cursuri și nu cred că mai întreprindeam eu nimic fără acești cumva motivatori ai mei, că m-au motivat să fac și să merg mai departe. Eu nu am fost dezamăgit de cele mai multe ori de publicul meu, așa. Dar iată că au fost și oameni care au susținut, până la urmă, apariția în mediul ăsta online și să picteze în continuare și se pare că eu m-am înșelat, ei au câștigat.
acești susținători ai mei. Și acum trebuie să le mulțumesc. Da, trebuie să le mulțumesc. Eu nu sunt, eu sunt un băie, știi cum e? Recunosc unde greșesc, recunosc. Ca fiecare om, știți cum e. Da, se murdărește, v-ați văzut, am pus și am șters înapoi că se murdăresc culorile, deci e cam complicat să punem acum nuanțele astea de portocaliu. Nu trebuie pus atât, trebuie pus în cantitate mai mare, adică el să fie predominant cu un portocaliu pe dedesubt, trebuie să fac un stil, trebuie să dezvoltăm ceva. O, eu acum dacă fac, a, bine, pe aici aș putea să-l pun, da, e ok. Pe partea de sus, uite, am să iau pensul și o să... Pe partea de sus se poate cumva juca într-un fel, da? Mai subtil, așa, iarăși, pentru că îmi place portocaliul ăsta să fie așternut cumva. Dacă știam, îl păstream de la început pe dedesubt, dar nu am știut, nu am... Mi-a sărit cumva, dar am spus, o să încercăm să recuperăm acolo unde nu am fost inspirat, să spun, de moment. Se mai poate pune culoare peste, deasupra, iarăși, și îl putem folosi într-un, așa spus, tandem. Adică peste portocaliu sau la uscare vom putea pune aceeași culoare și creăm iarăși acel efect de care spuneam eu. Se poate, foarte tare și așa, sigur, da? O să folosim și așa. Dar nu e vorba, putem folosi doar aici la cerc, ci va trebui să folosim pe, peste tot, adică peste cam toată lucrarea, adică nu e vorba de suprafețe mici. Asta pentru ca lucrarea noastră să fie cumva orientată către ceva, să aibă cumva o... ceva, să fie cumva. Lăsați-l să se usuce. Se va usca acolo, pentru că ăsta e uscat de mult timp. Să facem un contujur așa, echilibrat. Contujurul ăsta nu trebuie să fie de jur împrejur contujurul, toate că sunt el. Nu trebuie să aibă toate laturile, va trebui când și când, unde, adică foarte puțin și sublim acest contujur să fie remarcat de privitor, știi? Nu trebuie să fie ceva super exploziv, super marcat, bil și, da? Cam asta este ideea contujurului. L-am zis că l-am mai folosit la flori, la diverse... uite, vede că pun mai mult, deja e o problemă. Nu trebuie să abuzăm de acest contujur. E un fel de, dacă ați observat, că eu când pictez flori, fac aceste efecte. Nu neapărat cu, că e vorba de portocaliu sau de culoarea în sine, nu are importanță. Dar ideea este că fac aceste contujuri. De ce le fac aceste contujuri? Pentru că, v-am spus, trebuie să ne disipim de, până la urmă, de ceea ce am făcut mulți ani de zile și să începem să facem și noi ceva care să fie vizibil pentru cunoscători și ușor de remarcat pentru privitori. Adică să spună, da, ok, e pictat de Popa Laurențiu pentru că pictează în felul ăsta, îl știu. Și nu are o semnătură sau... Nu mai contează. În momentul când ești descifrabil, să spunem, de privitor, de admirator, fără o semnătură, poți spune că ai reușit să devii cunoscut. Înțelegi? Atunci ești cunoscut. Neapărat cunoscut înseamnă a te vinde foarte scump. E greșit înțeles aici. E greșit înțeles. A te vinde foarte scump nu înseamnă că ești și cunoscut. În mod special. Eu ăsta e cunoscut pentru că se vinde foarte scump. Nu. Poți fi cunoscut chiar dacă nu te vinzi destul de scump. Da? Poți să fii cunoscut. Da? Nu banul de fiecare dată este cel care te face să fii remarcabil. Cu toate că suntem într-o societate a consumului, nu banul este tot timpul cel care ne ghidează, să spunem așa, ne dă un raport de orientare către succesul nostru. Succesul nostru este cel care îl creăm noi, nu banul. Dar mă rog, oamenii acum iau un etalon, bani. Mă rog, hai să încercăm măcar în artă să nu fie. Bine, Popa spunea că, băi, dacă te vinzi, înseamnă că ești apreciat. Popa spunea. Mă rog, nu e părerea lui, eu acum nu vreau să-l contrazic, că nici nu am motiv să-l contrazic eu pe Popa, Ștefan Popa Popas. Da. Nici nu susțin astfel de păreri, pentru că nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect, pentru că eu, dacă vreau să trăiesc ca artist,
trebuie să am prețuri fluctuabile. Adică fluctuez între 2000 de euro și, nu, între 3000, am dus cu 3000 de euro lucrare și 50 de euro sau 80 de euro, nu contează. Nu toate valorile, nu toate lucrările sunt cu un preț fix, stabil. A? Și nu toate lucrările pot însemna obiecte de artă valoroase. Pot însemna, atenție, uite, pot însemna obiecte de artă valoroase, chiar dacă vinzi un tablou la 80 de euro, atenție, și el e făcut foarte bine și cumpărătorul spune, l-a luat cu cât la 80 de euro. Poate fi o lucrare bună și aia. Și poate fi de cele mai multe ori, s-a întâmplat, ca acea lucrare de 80 de euro să fie mai valoroasă ca una de 3000 de euro. Aoleu, să spune, dar cum e posibil așa ceva? Da, pentru că timpul face diferența. Noi acum nu calculăm în timp diferența asta, dar o să vedeți că în timp vor fi oameni, bine, nu știu câți vor mai apuca timpurile alea, să sperăm cât mai mulți, în care vom ști să aprecieze că nici dimensiunea nu este un etalon, să spunem așa, emblematic a succesului, nici dimensiunile. Dimensiunile sunt, pot fi și lucruri mai mici, valoroase, și lucruri mari, valoroase, da? Dar de cele mai multe ori, ca medii, lucrările medii, alea unde nu sunt nici prea mici, nici mai mari, adică lucrări de șevalet sunt mai căutate, adică 50 pe 70, 40 pe 60, 30 pe 50, da? Cam pe aici ne orientăm când pictăm ceva să fie și... Și știți de ce? Pentru că de cele mai multe ori pictorul pictează ce se cere. De cele mai multe ori, pentru a supraviețui el ca pictor, da? Pentru a fi un pictor care să se poată întreținere din ceea ce face și, în general, că e vorba de pictură, că e vorba de sculptură, de fotografie, te numești profesionist din momentul în care tu trăiești din ceea ce faci. Adică faci, trăiești din profesia ta. Se cheamă că ești profesionist. Când trăiești din profesia ta, ești profesionist, da? Uite că uitasem ce spun pentru că mă concentrez și pe lucrurile astea. Am spus, nu intrăm în detalii, le facem așa mai... E o abundență de verde de ce e până aici. Da, e bine portocaliu, Elena, da. E bine portocaliu. O să încercăm să, v-am spus, o să vină mai mult portocaliu și după aceea l-acoperim pe acest portocaliu și lăsăm numai niște efecte din astea așa care vor veni din spate portocaliu. Dar până acolo mai durează pentru că, uite, nu e uscat. Uite, se ia. Nu e uscat. El se usucă în prima fază mai ușor, adică are o perioadă de uscare mai rapidă, da, în prima fază, acrilicul, după care încetează pentru că se adună straturi de culoare care conțin în ele cantitate de lichid, cantitate de apă și evident că procesul este devine mai lent, mult mai lent. Vezi, se mesc, nu merge, se amestec. Ori aici cred că am și pus verde chiar în ultimul timp, dacă nu mă înșel. Să vedem și îl ștergem după aia cu culori peste deasupra, că e efectul peste. Atenție să nu îl zăpăcim cu portocaliu, să nu fie prea mult. Da? Eu zic că e suficient cât este, e foarte bine. O să mai facem pe aici ceva, niște iarăși, niște efecte de margin ca să dea bine. Când o să vină ramat, o să vină cumva într-un alt fel. Va căpăta cumva un echilibru cu rama acest portocaliu, așa am zis. Da? Vă dați seama, acum, noi am pictat la el mai puțin de o oră. Înseamnă, ceva de genul o oră. Da, imaginează-ți că pictezi un tablou din ăsta 5 ore și îl duci până la 5 ore de lucru. Cum trebuie să iasă un tablou din ăsta după 5 ore de lucru? Vai și o splendoare, nu-i așa? Deci, până la urmă, contează și perioada de execuție, că este factorul important, că nu se întrebe nimeni, dar nu trebuie să stăm mai mult de 3, 4, 5 ședințe la o lucrare, cel mult 5 ședințe să aibă o lucrare, 5 etape de lucru, 5 ședințe, adică 5 ședințe însemnând, nu înseamnă că azi pictezi, astăzi pot picta 3 ședințe. Nu, dar se poate întâmpla astăzi să pictezi 2 ședințe, că te duci și te odihnești și după aia când te-ai trezit, ești bun pentru a doua ședință și o poți continua pe lucrare în a doua ședință.
E foarte ok, se poate picta așa. Da? Dar v-am spus să nu cuprindă mai mult de 5 ședințe un tablou, pentru că dacă cuprinde mai mult de 5 ședințe, deja lucrurile se complică. Da? Așa. Cred că o să mai punem niște portocaliu, că o să scoatem, v-am spus, în mare parte o să fie scos. Va rămâne foarte puțin din el. Ne întoarcem pe pictură după aceea înapoi. Pe aici o să o scoatem. Va rămâne puțin, puțin, puțin de tot. Ia să... O să o scoatem și de acolo, și din partea aia. Hai acum să picăm pe acea vegetație de aici. Uite, vezi, pictez peste acest portocaliu. Ah, trebuie să știm să ne alegem și pensula potrivită pentru a crea diverse efecte. Da? E bine să nu folosim multe pensule în timpul unui tablou, pentru că folosim mai multe pensule, înseamnă pensula fiind o unealtă, da? Trebuie creierul mereu să adapteze pe acea unealtă, să îl poată manevra acea unealtă permanent. Deci va fi o risipă de energie. Noi când pictăm, trebuie să știți că energia este cea mai importantă în timpul actului creativ, pentru că o consumăm prin ceea ce gândim la propriu, prin a executa ceea ce ne interesează pe noi. Și dacă cumva risipim energia prin a șterge pensula perioada de exprimare în ceea ce faci, se scurtează, schimbând pensula, creierul gândește, pentru că trebuie să înceapă iarăși să execute mișcările, să le învețe din nou, pentru că este o unealtă pensula, v-am spus, da? Iarăși tăiem din timpul de execuție și de concentrare, da? Adică noi nu trebuie să pierdem cumva pierdem timpul concentrându-ne pe alte direcții. Am spus și mă repet, cel mai frumos și cel mai bine este să pictăm pentru început. Da, scuze. Pentru început am spus că e bine să pictăm cu puține culori, pentru că creierul nostru să nu-i dăm factori de gândire prea mare. Să poată să concentreze exact direct pe obiectivul nostru, să nu pierdă prin plan actul creativ. Să nu se pierdă actul creativ din prim plan. Dacă noi dăm lui multe lucruri de făcut, da, el va pierde exact esențial. Adică tu te vei duce cu o grămadă de culori, o grămadă de pensule în jurul tău, le vei ține în gură pe pensule, ca în filme, știi? Mă rog, pierzi timp acolo. Te murdărești pe mâini, murdărești culorile, murdărești lucrarea, murdărești pe jos, întreținere. E altceva. Încearcă să faci cum îți spune eu și ai să vezi după aia că o spui că mare dreptate am avut. Bine, că nu multă lume spune că am avut dreptate, ce e drept, lumea e meschină în felul ei și nu aducă recunoașterea să spună a, maestru, știți, ați avut dreptate. Uite, ne-ați învățat un lucru minunat, l-am pus în practică și am reușit. În afară de Gabriela Anastasoae și încă vreo doi pictori care au reușit să aducă, bine, nu sunt puțin, sunt vreo 40 de pictori, ce e drept, dar la nivel de mii de pictori e foarte puțin. Acum avem pretenții de la mine, nu de la voi. Credeți-mă, deci nu sunt destul de bun. Pentru că dacă eram destul de bun, nu mai spuneam lucrurile astea. Eu nu pot să fiu mai schimb decât ceea ce sunt. Astea nu sunt detalii, deci sunt efecte, da? Uitați, ce frumos. E mișto, nu? Mai pun și ceva alb pe aici. Ca să schimbăm și să intrăm. Astea sunt orientări cromatice. Orientarea cromatică o fac cu acest alb. Mă dau în spate și mă uit să văd cumva cât de mult poate influența albul ăsta culoarea mea. Îmi deschid culorile astea, devin mai frumoase sau, știi? Negru ăsta în contrast cu albul de aici e un contrast puternic. Eu nu v-aș sugera să pictați astfel de tablouri. Pentru că
pentru că sunt greu de realizat. Nu că le pot eu realiza că sunt bun. Voi puteți încerca, este dreptul fiecăruia de a încerca, cu atât mai mult cu cât voi și explic cum se pictează astfel de tablouri. Da? Dar trebuie să vă spun că nu e deloc la îndemână, pentru că sunt explozii de culori și tocmai ce vă spuneam, creierul obosește la astfel de solicitări, pentru că sunt solicitări. Pe Revolving sunt niște solicitări din partea creierului. Bine, acum o spune, dar solicitările avem și dacă nu le... Ok, faceți cum vreți atunci dacă... Să-mi spăl o pensulă mai lată, care aș avea nevoie să fac la cer, acum tot pe cer. Ați văzut că culoarea cerului ăla este una... care va mai suporta modificări și acum vreau să mă țin de cuvânt, să aduc modificările culoarei pe care tot... Nu știu că aveam culoarea acolo, dar n-am văzut-o. Era data făcută cumva, mai mult sau mai puțin făcut, spus. Înlocuim o portocaliu, cred că... A? Nu. Albastru, eu te vezi. Dar nu știu cât se vede acolo, dar... A, se vede, da. Ok. Și acum, uite, vezi și efectul ăla de nori care, vezi, putem veni cu... A? Și aici, la fel, le ducem să nu vină o estompare controlată, să fie un efect a actului de creație, să nu fie o strădanie prin care privitorul... sunt privitori avizați, atenție, da? Eu de aia vorbesc. Eu nu vorbesc de privitorul mama, tata, prietenul de pe Facebook care îi da like și îți va da like. Da? Eu vorbesc de privitorul avizat care va ști să îți critique lucrarea, asta în situația în care meriți ca lucrarea ta să fie criticată. Da? Atenție că un astfel de critic nu îți va critica lucrarea decât doar dacă tu vei merita, adică trebuie să fii și meritos pentru a-ți putea fi criticată lucrarea de un critic avizat. Criticul de artă pentru mine este așa un borfaș care n-a reușit să se facă pictor și s-a făcut critic de artă. Pentru mine criticul de artă asta este. Adică nu jignesc pe nimeni, nu cunosc niciun critic de artă în lumea asta. Eu nu cunosc personal pe nimeni, deci nu judec pe nimeni, Doamne ferește. Dar eu zic așa, e un pictor nerealizat, se face critic. Da, nu jignesc pe nimeni, am zis. Nu cunosc niciun critic de artă, așa că nu aduc jignit nimănui. Da. Uite, să mai pun și pe aici puțin alb, să-l duc așa, pentru că îmi place cum iese. Trebuie mai atenție să nu dispersez culoarea murdar în altceva, să nu pare că are altceva. Nu are niciun chip uman acest... ăsta? Că vine, cum vine, nu înțeleg, asta e nasul sau care? Nu știu de la ce vă referiți. Oricum, e bine că aveți o astfel de remarcă. Mă bucur. Când aduceți remarci, mă bucur. Deci înseamnă că sunteți parte componentă din ceea ce fac eu aici, adică sunteți cumva, suntem cumva prieteni. În momentul în care aducem remarci, o remarcă cuiva, înseamnă că îl putem repete. Numai să nu fie o remarcă răutăcioasă, că acolo, clar, răutățile... le avem și fără acest gen de prietenie. Acum, uite ce mișto creez efectul. Ia uite-l. Super tare. Deci, acum merg bine lucrurile făcute, pentru că am început să se usuce culorile și pot obține efectul de care spuneam. Pune culori unele peste altele și chiar la un moment dat putem pune chiar și cuțitul în,
să lucrăm și în cuțit, deci se poate lucra și în cuțit. Am spus că portocaliul ăsta și toate culorile astea care sunt așa, le mai domolim cumva și prin alte efecte, culori peste. O să vină, asta o să facem un verde închis, scoatem de acolo și mă facem un fel de verde ceva. Ia să vedem acum, chiar acum și pun un verde, nu un verde închis, un verde mai deschis puțin, numai să nu se lovească culorile de aici, că am zis lucrarea dacă se lovește culorile de aici. Trebuie să fim foarte atenți, da? Să nu se lovească culorile de acolo. E complicată treaba. E mai complicată decât credeam, pentru că hai să-i scoatem din, cum ați spus, să nu pară așa ca un om, da. Nu pară ceea ce nu e. Nu e mai negru. S-a și uscat? Dar Milene, acum să mai umblu la negru ăla, nici să mă bați, nu mai desfac. E și fran, mă duc. Mă duc cu să mănânc. Cât aș vrea eu să scăp să nu pun negru, tot va trebui să-l pun pe negru. Da, trebuie să-i dăm o atenție la acest copac, o să fie negru pus. Va trebui să-l tratăm cu atenție, pentru că sunt momente în care chiar trebuie să fiu puțin mai atenți decât ca de obicei și... Ia să pun puțin negru. Ok, e bine. V-am spus, prietenți, cu vopseluri de la Vallejo, cumpărațele sunt foarte bune. Recomand, știți bine. Dacă le recomand eu, vă sugerez eu și vi le recomand, cumpărați cu încredere că nu veți, nu că nu veți regreta, nu veți pierde nimic, nici nu poate vorba de regret aici. Chiar și codiță, da. Are, cine vede, și da, e și normal, atât timp cât sunteți artiști, aveți imaginarul. Sigur că da, bravo. Acum eu nu văd lucrul ăsta, eu văd un copac altfel decât un copac obișnuit, dar nu văd ce spuneți. Oricum, e bine că... Uei, nu mai pot, mi-e foame, gata. E ora la care trebuie să mâncăm și noi ceva, ca să putem să supraviețuim pe viitor. Lăsăm așa ca de dat. Bun, cam asta este lucrarea pe care am pictat-o. Doamna Dorina Matei, o să vă citesc comentariul. O să merg să mănânc și... O să mai facem o lucrare, aici e superbă, deci chiar este o lucrare superbă. Da, bine că aveți dumneavoastră curaj să le spuneți așa, restul nu au curajul, vedeți? Da, mă rog, poate că n-am citit suficient de bine mesajul dumneavoastră, o să citesc.